Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene atenționează cetățenii Moldovei care călătoresc în această perioadă peste hotare, în special în zonele afectate de răspândirea infecției COVID-19, despre faptul că unele state aplică măsuri restrictive de călătorie. Aceste acțiuni se manifestă prin interzicerea accesului de intrare sau ieșire din anumite zone, cât și închiderea unor puncte de trecere a frontierei sau instituirea unei perioade obligatorii de carantină. În aceste condiții, mai anunță autoritățile noastre, ați putea rămâne blocați în anumite state, deoarece acest lucru ar putea genera excedarea limitei de 90 de zile de aflare în statele din spațiul Schengen, fapt care este considerat o încălcare a regimului de ședere și este pasibil de răspundere administrativă. Prin urmare, în vederea evitării unor situații de blocaj și a consecințelor încălcării regimului de ședere în alte state, Ministerul de Externe îndeamnă cetățenii Moldovei să evite călătoriile în zonele afectate de coronavirus, iar în cazul în care acestea nu pot fi evitate, să se informeze despre măsurile impuse în statele date, se mai menționează în comunicatul emis de MAIE. Menționăm că în cazurile întâmpinării unor dificultăți, cetățenii moldoveni sunt îndemnați să contacteze reprezentanții misiunilor diplomatice și oficiilor consulare.